Salutare! Astăzi continuăm cu partea a treia a montajului cârligului pe Dacia Logan sau Sandero. Vă vom arăta cum se leagă un cablaj universal de cârlig la lămpile mașinii. O mică paranteză. Acesta este cablajul cârligului original al mașinii, priza cu 13 pini. Cablaj pentru lampa din dreapta. Modulul. Firul de plus. Firele de masă. Cablaj pentru lampa din stânga. Alimentare secundară, utilă pentru rulote, spre exemplu. Montarea acestuia este simplă. Mufa ce intră în lampă se va conecta aici, iar această mufă a cablajului intră în lampă. Modulul. Acest cablaj este compatibil cu Logan sau Sandero 2. Cum am spus și în tutorialul anterior, mașina noastră fiind convertită în modelul 2 facelift, acesta nu se mai potrivește. Revenim la cablajul universal. Să-l legăm la instalația electrică a mașinii. Conectăm mufa remorcii la priza cârligului. Cablurile aferente lămpii din stânga. Cablurile aferente lămpii din dreapta. Cablajul vine cu instrucțiuni. Galben, semnalizare stânga. Albastru, lampă de ceață. Alb, masă. Verde, semnalizare dreapta. Maro, poziție. Roșu, stop pe frână. Negru, marș arier. Scoatem mufa din lampă și potrivim firele. Odată potrivite, le legăm la cablajul mașinii. Cablajul universal achiziționat vine la pachet cu conector rapizi, însă aceștia nu sunt de calitate. Legăm firele. Acum testăm. Poziție. Stop pe frână. Ceață. Semnalizările nu funcționează. Mașina simte consumatorul în plus și oprește alimentarea. Pentru a rezolva această problemă, ne folosim de aceste relee. Acestea le vom pune pe firele de semnalizare. Fir semnalizare cârlig. Fir semnalizare mașină. Instrucțiuni montaj. Plus permanent 12V. Masă. Plus semnal, firul de la semnalizarea mașinii. Plus fir cârlig. Ne folosim de un fir lung pentru a lua plusul de la bateria mașinii. Un detaliu important. Montăm acest cablaj doar pentru a vă arăta cum se realizează montajul unui cablaj universal de cârlig pe modelele Dacia.
În cazul în care montați un cablaj după tutorialul nostru, vă rugăm să acordați atenție legăturii și izolării firelor. Legăm firului de plus de pe baterie un papuc, apoi îl conectăm la releu. Legăm firul de masă. Îi legăm un papuc și îl conectăm la releu. Firul de semnalizare al cârligului. Firul de semnalizare al mașinii. Acum, testul. Sunetul releului. Atât pentru astăzi, nu uita să te abonezi!